Agromar Balotești este un FNC care produce furaje de poveste pentru puișorii din curțile noastre. De-a lungul timpului, afacerea condusă de Florin Marian Colțuneac a crescut ca un făt frumos și acum are 17 magazine în toată țara și livrează produse peste tot. Dragii mei, în plus, el, să știți că a dezvoltat și o fermă de porci și pui de carne și, bineînțeles, aflăm povestea lui, care este un business 100% românesc. Agromar Balotești este o afacere românească cu iar mare de tipar. Acum 13 ani, într-un garaj la câțiva pași de IBN Balotești, a început totul din dorința lui Florin Marian Colțuneac de a face ceva în țara sa. Acum e un business într-o continuă extindere, chiar accelerată, cu FNC, silozuri, magazine de desfacere, dar și ferme de păsări și de porci. Am luat contact prima dată cu reprezentanții Agromar Balotești la Indagra, în 2016, acolo unde au venit cu un stand impunător, atât prin dimensiuni cât mai ales prin impactul vizual și abordarea de marketing. Agromar Balotești este un business integrat, pornit din dorința de a demonstra că se poate face ceva și în țara asta, și a reușit să demonstreze acest fapt. De pe 15 februarie a pornit și noua investiție, care a costat peste 1,3 milioane de euro, un FNC modern prin care furajele vor fi realizate la cele mai înalte standarde de calitate. Bună ziua, domnul Colțuneac! Bună ziua dumneavoastră și te respect la totul nostru și bine ați venit la marea familie Agromar. Da, aici suntem în lumea satului totuși, între se termină orașul Fierbin Stârg și începe Dridu. Satul Dridu, că e satul din comuna, Dridu. Dar aici e și satul, începutul satului. Chiar la granică. Chiar la graniță. Da. Aici aveți magazinul principal. Da, magazinul fabricii. Magazinul fabricii. În poarta fabricii. Deci aici găsim produsele cele mai sau aveți același preț pe toată filiera? Nu, aici este un preț mai de angro. Este un preț un pic mai mic față de toată filiera. Și la poarta fabricii și care vrea să vină la poarta fabricii, să aibă un bonus. Pentru cine nu știe, domnul Florin Colțuneac este administratorul Agromar Balotești, un FNC și mai mult decât FNC. Da. Deci aveți o altă FNC, da. Aveți ferme de pui, ferme de scroafe de reproducție și porc gras, nu? Porc gras, da. Deci, practic, sunt și fermieri. Și depozite. Și depozite, și magazine, da. Și... Slavă Domnului! Da. Sunt și... de toate și... Sper să nu ne oprim aici, să continuăm. Și o mare parte din afacerile noastre sunt direct cu oamenii de la țară, cu oamenii din lumea satului, nu? Da, 90% sau mai bine de 90% doar cu agricultorii. Da. Și cu oamenii simpli. Oamenii de la țară, oamenii să le spunem, țărani, unii, li se pare că sună peorativ. Nu e rușinos să fii țăran. Adică țăran înseamnă omul de la țară, de la... talpa țării, cum spunea înainte. Cum nu e rușinos să zici că e român, așa nu știu să zici că e țăran. Da. Cum să fie rușinos când toți venim de acolo? Toți venim de la țară, toți. Ne-am dezvoltat și ajuns orașe, dar toți de la țară plecat, toată treaba. Acum, noi am luat imagini din toată afacerea noastră de aici, la Fierbinți. Da. Sunteți an de an cu investiții peste investiții peste investiții. Unde vreți să ajungeți, domnul Colțuneac? Deci acum ați schimbat FNC-ul, anul trecut ați schimbat granulatorul, capacități mai mari. E un lucru bun ceea ce se întâmplă, ne împing de la spate. Nevoia de dezvoltare, de a face lucruri mai performante, lucruri mai bune, că prin astea poți să dăinuiești și să faci un furaj super corect pentru piață. Făcând lucruri bune, nu are voie să nu meargă treaba bine. Toate drapelul aici, dumneavoastră sunteți peste tot. Trebuie să spunem că ați lucrat în cadrul armatei, corect. Sunteți corect. Nu naționalist, că spune nașparliu naționalizat, sunteți patriot. Ăsta e cuvântul. Face parte că și iubirea față de patrie e ca și de familie. Cei care neagă treaba asta nu cred că e sănătos pentru rădăcina lor. Sunteți și bunic acum? Și bunic. Foarte bine. Vreau să mă fiu mai mult. Un tânăr bunic. Tânăr bunic. Vreau să fiu tânăr, dar când ne-a dat Dumnezeu o bucată de diamant, de aur, care ne face fericiți, vă dați seama că suntem bucuroși pentru că avem o nepoțică.
Noi acum vă ținem din treabă, practic, astăzi, mâine, când ați drumul la FNC-ul? Păi să încep probele. Deci astăzi la încep probele, da? La nouul FNC-ul. Sunt specialiști aici cu cât probleme. A costat investiția? Aproximativ. 1,5 milioane de euro lejer. Investiția tot cam ca și granulatorul. Tot cam așa, cam asta este. Pe utilaje, noi am avut o parte din silozul în alta, dar este schimbat cap-coadă tot ce înseamnă fabricare de furaj. M-a oprit cineva într-o zi, văzând pe mașina cu care circul eu, aglomar Balotești, măi, domne, eu doar de la ei, eu de la ei, da, și spunea, aș fi vrut să fiu un magazin și în Pantelimon. Domnule ajută, oamenii ăștia ne-au făcut mari, pentru că tot au pornit așa din a face ceva. Și dacă oamenii ne-au ales și ne-au apreciat, le mulțumesc mult de tot și datorită lor, aglomarul e astăzi... În situația asta s-a ajuns aici, eu zic că e de bine. Da, noi îl așteptam astăzi și pe Mihai Solomei, directorul general al Dahra Agricost. Din nefericire s-a întâmplat ceva, o urgență, da, deci a trebuit să se întoarcă din drum. Da, da, da. Ați făcut un contract pentru 2000 de tone lucernă peletizată pe care o puneți în FNC-ul. E un lucru pe care eu îl încurajez. Și dumneavoastră m-ați ascultat atunci am început. Da. Și spuneți-mi ce înseamnă lucerna în FNC. Pentru că prima dată ați încercat-o pe fermele noastre de pui, corect, pe fermele noastre de porci. Și cum? Cum e? Care este efectul? Din punctul meu de vedere, lucerna e o binecuvântare pentru toată lumea. Și pentru produsele alimentare, adică ou, lapte, carne. Și pentru teren în sine. Pentru că este foarte bun îngrășământ pentru loc și rarefiază. Ah, ca și plantă, da. De când plantă de cultură, mi se pare o plantă excelentă. Păi nu? Și cap coadă face bine. Noi trebuie toate FNC-urile, toată lumea, să o introducem în hrană, că este un produs natural. Și rezultatele furajului, rezultatele hranei ne face bine nouă la toți. Da, eu am dus mesajul mai departe. Chiar am fost la ministrul agriculturii și am vorbit. Da. Atâta că putem noi ca presă să aducem în atenția lor faptul că furajul, deci lucerna, care ajunge în furajul combinat, practic ajunge în zootehnie. Ar trebui ca sprijin cu plată, ar trebui să fie să dea sprijin cu plată lucerna că ajunge în FNC. Mie mi se pare corect. Este direct un lucru nobil, un lucru bun, ceea ce se întâmplă și ca animal. Și animalul arăta altfel, pentru că e ceva natural. Și este ceva care dă milioane de deci, ani. Știu că la ferma de scroafă a spus că s-a văzut... Da. Tocmai de asta noi am și schimbat tehnologia, că tehnologia care o avem acum montată nouă este foarte sofisticată, foarte fină și putem face orice fel de doze cu ea. Și atunci ne-a trebuit și tehnologia asta ca să putem să o introducem acolo unde se impune cu... cât se impune la sută, cât exact merge, să nu lipsească de niciun furaj care o cere. Am înțeles. Pentru că sigur și aveți și morile, am văzut motoarele, sunt foarte mari, foarte puternice și sunt cu discuri. Nu mai încălzesc, nu mai strică proteina. Asta e tare mult contează asta. Și asta va fi viitorul din punctul meu de vedere. Morile cu valțuri, cu discuri, cu altceva, o să dispară. Asta, cel puțin asta cred eu, cele cu ciocănele. Da, da. Pentru că e altfel granulometria. Exact. Mărimea furajului, dacă se poate spune da, așa. Am văzut, am văzut în spate un big bag din ăsta de care aveți dumneavoastră. Era așa ca solzi, erau așa de fine. Da. Bine, asta face lucruri bune pentru că face furajul exact așa cum îl dorești și are o digestibilitate mult mai bună animalul, special la porc. La rumegătoare la toate alea se câștigă per kilogram carne. Câți oameni muncesc la dumneavoastră? Păi, peste 100 oricum. Peste 100. Magazine, aproape 20 de magazine. Da, magazine și vrem să dezvoltăm în continuare la magazine. Îmi pare rău că... Și aveți și distribuitori în aproape toată țara, nu? Vrem aproape toată țara, dar nu e suficient. Nu e suficient. Adică este loc, încă este loc de cuprins. E de făcut și asta spuneam că îmi pare oarecum rău, că n-am accelerat mai mult pe magazine, dar asta urmează începând de anul ăsta să dezvoltăm oarecum. Da, acum aveți și capacitatea de producție mai mare, mai bună, da, calitativ. Da, sigur că producția acum se va face în jur de 24 de tone pe oră de furaj, față de 10-12 tone sau cât era
înainte. Adică și capacitatea este aproximativ dublu de producție. Eu vă urez succes. Doamne ajută, succes, să fim unii. Oamenii de la țară sunt cei care vă susțin business-ul la urma urmei pentru că ei cumpără aceste produse. Puișorii de la noastră sunt de calitate. Da. I-am încercat și eu și trebuie să recunosc că sunt de calitate. Doamne ajută, mulțumesc. Vă urez succes. Doamne ajută, să fim uniți, să cumpărăm produse românești și să ne gândim cu sufletul și cu mintea la țara noastră că de fiecare de noi depinde bunul mers sau nu. Să dea Dumnezeu. Doamne ajută, sănătate, Doamne.